singura comunitate monahală din țara noastră care poartă numele de dragoste creștină din grecescul Agapis este Mănăstirea Agapia. Bine v-am găsit la un nou vlog de aici, din curtea Mănăstirii Agapia. La 9 km de orașul Târgu Neamț și circa 43 de kilometri de Piatra Neamț, în satul Agapia, comuna Agapia, pe valea pârâului cu același nume, la poalele munților Măgura, la o atitudine de 480 de metri, se află așezământul monahal de la Agapia, cu hramul Sfinților Arhanghel, Mihail și Gavril, sărbătoriți la 8 noiembrie, un loc unde vețuiesc 450 de suflete, cea mai numeroasă comunitate de maici din țară. Așezarea este alcătuită din Agapia veche din deal, ridicată de Petru Șchiopu în anul 1585, și Agapia nouă din vale, construită începând cu anul 1642, cu sprijinul hatmanului Gavril, fratele domnitorului Vasile Lupu, și refăcută de domnitorul Șuțu după incendiul ce a avut loc aici în anul 1821. Începuturile vieții monahale în aceste locuri se situează cu conform tradiției în secolul al XIV-lea, atunci când călugărul Agapie de la Mănăstirea Neamț s-a retras aici în Sihăstrie și a pus bazele unui schit din lemn la 2 km de la cașul de cult actual, numit Agapia din deal sau Agapia veche. În anul 1437 datează prima mențiune documentară a acestui schit, care delimitează moșia Mănăstirii Agapia de cea a Mănăstirii Neamț. Primii ctitori voievozi ai Sfintei Mănăstiri Agapia sunt Petru Rareș și Elena Doamnă, menționați și în vechiul pomelnic al mănăstirii. Cu trecerea timpului, schitul întemeiat aici avea să devină neîncăpător. Din acest motiv, dar și din cauza terenului instabil pe care s-a construit biserica din deal și al accesului dificil, o parte dintre călugări se mută la începutul secolului al XVII-lea pe locul actualei mănăstiri. Lucrările la noul lăcaș au început în octombrie 1642 și se vor încheia în anul 1644, la 3 septembrie. La 12 septembrie 1647 a avut loc slujba de sfințire a Mănăstirii Agapia, urmașa Agapiei vechi, în prezența domnitorului Vasile Lupu și a boierimii Moldovei ale acelor vremuri. Istoria Agapiei a fost însă zdruncinată, aici având loc invazii, atacuri, jafuri sau incendii. În anii 1671-72 au avut loc atacurile turcilor și tătarilor. În iarna anilor 1674-1675, tătarii au jefuit mănăstirea, iar în anul 1680 ea a fost din nou prădată de către poloni, biserica mare fiind transformată în grajduri pentru cai, ca în anii următori așezământul să fie grav avariat în urma atacurilor polonilor regelui Ioan al III-lea Sobieski. Mănăstirea a găzduit o comunitate de călugări timp de mai bine de 160 de ani, iar în anul 1803, dorind să înființeze un seminar de preoți la Mănăstirea Socola din Iași, Mitropolitul Moldovei din acea vreme a dispus ca cele 50 de maici de la Socola să se mute la Mănăstirea Agapia. Mitropolitul decide astfel să transforme Agapia în mănăstire de maici. Tot atunci, aici s-a înființat și o școală pentru călugărițe. Unei acestea urmau să învețe limba greacă și meșteșugurile țesătoriei și broderiei. După ce în anul 1821 biserica a fost incendiată din nou, în timpul Revoluției Eteriste, conform celor menționate într-o pisanie a mănăstirii, cu sprijinul domnului Ioan Sturza Voievod și al Metropolitul Moldovei, se reușește din nou să se refacă în totalitate mănăstirea. În anul 1858, cel care avea să devină un mare pictor, Nicolae Grigorescu, un puș de doar 20 de ani la acel moment, primește misiunea din partea stareței de atunci, Maica Tafelva
Ursache de a repicta pereții interiori ai bisericii principale a mănăstirii. Dovedind un talent ieșit din comun, Grigorescu realizează o excepțională înșiruire de compoziții murale și de icoane caracterizate de realism, autenticitate și luminozitate, aproape de necrezut, îmbinând stilurile bizantin și neoclasic cu elemente de artă pură românească. Se spune că pentru realizarea unora dintre picturi, Grigorescu a folosit modele vii, inclusiv dintre pelerinii care treceau pragul mănăstirii. Întreaga creație a lui Grigorescu, realizată aici, emană o frumusețe dumnezeiască, perfectă prin formă și proporții. Lucrările de pictură au durat 3 ani. Tot în această perioadă, biserica fiind înzestrată cu mobilier nou, lucrat la Viena și Paris. Tot la Agapia, Grigorescu a înființat un atelier de pictură, o școală la care s-au format călugărițele care manifestau astfel de inclinații artistice, acel atelier existând și astăzi, fiind însă abandonat stilul realist al marelui pictor în favoarea celui cu influențe bizantine. La 23 iulie 1903, un nou incendiu a produs pagube mănăstirii. Au ars chilii din incintă, clopotnița, acoperișul și 16 case din afara incendiei. Biserica a fost reparată, dar i s-a păstrat numai turla de pe prontocrator, celelalte două turle nefiind reconstituite. În vremea patriarhului Justinian Marina, aici a fost înființat seminarul teologic monarhal de fete Cuvioasa Paraschiva, un unicat între mănăstirile din Moldova. Astfel se înființa seminarul cu durata cursurilor de 4 ani, elevii venind aici de la toate mănăstirile Moldovei. Școala avea să funcționeze 2 ani la Mănăstirea Văratec, iar la 1 octombrie 1950 s-a transferat împreună cu toată administrația la Mănăstirea Agapia. În 1995 încep din nou ample lucrări de restaurare a acestui monument istoric, ele fiind finalizate la începutul anului 2009. Prin finalizarea acestor lucrări s-a reușit redarea în circuitul turistic și ecumenic a unui monument deosebit de important pentru cultura românească. Tot la Agapia, după cum ați văzut și în imagini, se află și casa memorială Alexandru Vlahuță, locul în care scriitorul a locuit și a creat. De asemenea, frumusețea locurilor a determinat mulți scriitori să menționeze mănăstirea Agapia de la Ion Creangă și referirea sa la Agapia cea tănuită de lume, Dimitrie Bolintineanu, care a descris într-o călătorie prin Principatul Moldovei în călătorii în Moldova, patriotismul maicilor de la Agapia pe care îl consideră superior celui manifestat de cel mai înflăcărați patrioți, la Calistrat Hogaș, cel pasionat de Munții Neamțului, care a scris la Agapia, sau Alexandru Vlahuță, despre a cărui casă memorială v-am vorbit și v-am arătat, care în povestirea în Munții Neamțului din volumul România Pitorească arăta că mănăstirea Agapia e vârâtă în munți, pitită într-un ungher de văi, așa că n-o poți vedea decât când intri în ea.